De la pierderea dramatică a veniturilor din export și până la câmpurile însesate cu mine și mașini agricole distruse, invazia rusească a avut un impact semnificativ asupra sectorului agricol din Ucraina. Acum, porturile de la Marea Neagră sunt închise. În ciuda eforturilor internaționale de a ajunge la un acord, recoltarea este pe cale să înceapă, iar silozurile sunt încă pline cu recoltă de anul trecut. Fermierii ucraineni caută alternative pentru stocarea cerealelor și își fac deja griji cu privire la ce suprafață vor putea însămânța în sezonul 2023. Aceasta înseamnă că este posibilă o diminuare a capacității Ucrainei de a aproviziona lumea cu cereale, chiar și după ce porturile vor fi redeschise, în condițiile în care producția din acest an este preconizată să fie mult mai mică decât cea de anul trecut. În plus, calitatea cerealelor și randamentul la hectar vor avea de suferit, că recoltele vor fi lăsate mult timp pe câmp în lipsa de spații de stocare. Înainte de război, Ucraina era unul dintre cei mai mari exportatori mondial de grâu, porum și floarea soarelui, iar întreruperea livrărilor din Ucraina a trimis o undă de șoc pe piețele agricole mondiale, ducând prețurile la alimente la valori record și îngrijorări cu privire la foame de la nivel mondial. Guvernul de la Kiev se așteaptă că producția de cereale să scadă cu aproape 40% în acest an, comparativ cu 2021, după ce fermierii au avut probleme cu obținerea de îngrășăminte sau au lăsat terenurile necultivate. Iar și așa, Ucraina are în prezent o rezervă de cereale de aproximativ 20 de milioane de tone de anul trecut, în condițiile în care noul sezon agricol începe luna viitoare. O cincime din silozurile de cereale ucrainene au fost afectate sau pierdute ca urmare a teritoriilor ocupate de forțele rusești, susține ministrul ucrainean al agriculturii. Aceasta înseamnă că în jurul lunii octombrie fermierii ucraineni nu vor avea unde să depoziteze 10 până la 15 milioane de tone de cereale. Problema cea mai mare va apărea la toamnă, când vor fi recoltate culturile târzii, precum porumbul. Ucraina a cerut ajutorul partenerilor europeni pentru depozitarea următoarei recolte. Pațiile mobile de depozitare ar putea oferi capacități suplimentare de 15 milioane de tone, a declarat recent premierul ucrainean. Alți aliați au promis la rândul lor că vor ajuta în timp ce președintele SUA, Joe Biden, a spus că vor fi construite silozuri temporare în țările care au graniță cu Ucraina, cum este Polonia.